Până astăzi, 17 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 8.067 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.508 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 400 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 360 de noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI, în acest moment, sunt internați 258 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 22.129 de persoane, alte 50.702 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. De la intrarea în vigoare a ordonanței militare numărul 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 2091 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 109 persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă de 14 zile. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 85.805 teste. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 453 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1982 la linia Tel Verde. 0800 800 358, deschisă special pentru informarea cetățenilor. Prin structurile abilitate ale MAI au fost întocmite până în prezent 428 de dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor. Polițiștii și jandarmii au depistat în ultimile 24 de ore 6777 de persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației Acestor persoane le-au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 14 milioane de lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, 727 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 coronavirus, cei mai mulți în Italia, 422, urmată de 196 în Spania, 26 în în Franța, 13 în Germania, 55 în Marea Britanie, câte 2 în Namibia, Statele Unite, Austria, Belgia, Indonezia și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 58 de români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 11 au fost declarați vindecați, 7 în Franța, 2 în Indonezia, 1 în Luxemburg și 1 în Tunisia. Până la data de 16 aprilie 2020 au fost raportate 852.174 de cazuri în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția și Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franța, Germania, Spania și Regatul Unit.